Ce? Ei, salutare mai și bine v-am regăsit la un nou videoclip aici, alături de Mișu. Mișu, te vom ruga să ne spui cum ai reușit să mori și ce s-a întâmplat. Păi, eram acolo într-o baie de ravin. Mă duceam pe acolo frumușel și a venit borderul și nu l-am zărit. Băgam și piciorul, vine din partea stângă și mă omoră. Și Răzvan era mai în față. Aha. Și Răzvan tot cu tine. Poți să-l bagi pe Skype. O muri și Răzvan? Da. Acum? Da. Uiteam că... Baga-l, te rog, în confort. Și cum ți s-a părut cu echipierul? A fost ok sau... Da, chiar a fost de treabă. Ok, bun, l-ai băgat. Foarte, foarte de treabă. Și mai sunt încă 7 jucători. Măcar am apucat să intru în ultimii 10. E, ai apucat? Mamă, și atâta mă speriam eu că o să mor și uite că chiar am murit. Ok, deci mai e Zentric cu o singură inimă, care se aruncă pe mulți pe aici, văd că... După Zentric vine Borderul și o să cam moară, abia aștept să răspundă și... Și hai, după mine, da, o răspund. Salut, Răzvi, ce faci? Am murit. De la Border, nu? Da. Și pe mine. Și de la nisip. Și... A, ăla cu nisipul când ai picat atunci... Nu știu, mi-a picat în cap nisipul. Ok, văd că pe Zentric îl urmărește Borderul. Deci, Zentric mai are jumătate de inimă și este exact lângă Border. Ok. Cum vi s-a părut UHC-ul? Foarte, foarte fain. Cu echipier de treabă. Da, ce părere ai, Răzvi, despre Mișu? Da, fain. Da. Hai mă, că ne-am distrat. Okay. A făcut panoramă la Doamne Sfinte. Nu, aveți și voi episoade măcar. Mm-hmm. Ok, și în acest episod cred că o să terminăm și UHC-ul. Mai sunt încă 200 de blocuri până se ajunge la 0-0. Uite, s-a întâlnit Zentric cu o echipă de 2. Deci eu vă salut și mersi că ați participat. Baftă, onor. Pa. Ok, de Zentric văd că s-a întâlnit cu o echipă de 2, adică mai exact cu cine? Văd că Zentric încearcă să se ascunde, dar unde s-a dus? What? LOL, a dispărut. Ok. Bun. Așa să nu se vadă cu lag. Văd că Zentric aleargă spre 0-0. Ok, aici vom termina și noi, cred că, acest videoclip. Uite, s-au întâlnit o grămadă, stați să ne punem și noi pe mai multe chunk-uri și shader-ul să ne-l punem pe Chocapic Light, să vedem mai în detaliu playerii. Am mai activat și boxurile, sper că se văd, nu se văd, ok, pot să le dezactivez. Și aceștia sunt ultimii care au reușit să ajungă până la 100 cu 100, văd că Zentric o să moare imediat și o să trebuie să se-i sun pe toți foarte rapid. Uite, văd că Norris... Ok, Zentric a murit, TP, Best Norris, văd că se bate Best Norris cu cineva. Ok, Best Norris se bate cu Fleac, cu Mr. Whiffer, ok. Mr. Whiffer cu Best Norris se bat, ok, l-a omorât pe Fleac din arc. Iar Fleac mai este, a murit, bun, și Dragoș văd că este urmărit cu arcul. A mâncat un Golden Apple, văd că. Ok. Deci Dragoș a rămas aici, se bate cu Best Norris. Dragoș este foarte low, mai primește încă o săgeată și va muri. E bine? Bun, Dragoș a murit, l-a bubuit un Creeper. Cred că o dropați un Golden Apple OP, da, din câte puteți și vedea. Ok, 2 vs 2 este Best Norris cu Mr. Whiffer contra Kitsu cu... Uite, aici se vor bate, aceasta este bătălia finală în Enchanters UHC. Stați să-mi dau și muzica mai încet. Se potrivește melodia. Bun, Borderul nu o să-i prindă pentru că se oprește. Da, s-a oprit Borderul. Ei se vor bate chiar aici sub ochii noștri. Best Norris este cu capa de Optifine, aici îl putem vedea. Alături de Mr. Whiffer, Mega Gaming Pro a fost aruncat. Hai să vedem și câte inimi au. Ok, Mega, văd că mai are puține inimi. Ok, Best Norris a mai luat. Ah, o băgat cu un Golden Apple. Nice.
Ok. Best Norris văd că s-a regenerat aproape cum... Uite că și-au mai luat inimi, Kitsu și Best Norris. Echipa lui Best Norris este în avantaj alături de Mr. Weaver. Văd că au inimile în plus. E bine, ei s-au urcat sus ca să le fie mai ușor. Best Norris cu Mr. Weaver. Văd că mai are încă un măr. Ok, cred că Best Norris cu Mr. Weaver o să câștige cel mai probabil, pentru că... Ce fără? Bun, deci ei se bat chiar acum. Să vedem și noi finalul acestui minunat UHC. Dragoș a ieșit din joc. Ei bine, ei s-au pus acolo și ei aici. Sunt două tabere adversare. Vor încerca să se bată din arcuri, dar cred că Norris are un arc cu power mult, pentru că vedeam că scoate foarte multe inimi. Bine, Norris nu și-a găsit cel mai bun spot. A, uite că și-au pus niște dirty foarte ok acum. Ok, Cute Kitsu și Mega sunt aici. Ok, hai să ne uităm. Mega cred că o să moară în curând. Ok, l-a lovit pe Kitsu. Ok, Mr. Weaver este cel mai bazat de aici. Se pare că are multe, multe inimi. Ok, Best Norris a mai mâncat un Golden Apple. A făcut foarte multe kill-uri Norris. De aceea are și Golden Apple-uri. Ok, văd că are și Kitsu, văd că Kitsu l-a mâncat, trebuia să-i dea lui Mega, acel măr, dar, hai să zicem. Ok, Best Norris a mai fost lovit încă o dată. Și, deci ultimele două team-uri sunt Best Norris cu Mr. Weaver și Cute Kitsu cu Mega Gaming Pro. Ei bine, văd că Kitsu vrea să se ducă. Oh my god, Kitsu i-a prins câteva hituri lui Norris. Este aproape egalitate între echipe. Norris mai are jumătate de inimă. Mr. Weaver a fost lovit. Ok, a luat niște damage. Ok, a mâncat și un Golden Apple. Dacă pe Norris îl mai lovește cu o săgeată, vor avea un avantaj uriaș. Ok, dacă Norris mai primește încă un hit, văd că deloc. Ok, Best Norris a murit. Iar Cute Kitsu cu Mega Gaming Pro au câștigat UHC Enchanters. Mi-am dat și eu kill ca să câștige. Ăsta este leaderboard-ul pe kill-uri TP Mega. Și deci Mega Gaming Pro și Cute Kitsu au câștigat Enchanters UHC. Fiecare dintre ei au câștigat câte 5 euro. Vai, nu este foarte mult, dar totuși ne permite, știți ce zic? Ei bine, acesta o să fie și finalul UHC-ului. Mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Eu am fost Mr. Oloș și din nou câștigătorii Cute Kitsu și Mega Gaming Pro. Ei bine, eu v-am salutat pe toți. La revedere!